În ultima perioadă așa am avut și sunt la finalul unui război teribil cu o răceală care de mulți ani nu m-am întâlnit cu ea. Ne-am bătut cu ea cu tot felul de medicamente. Nici nu mai știu câte mi-a dat soția. Dar tot ce mi-a dat am băut. Îmi pare așa de rău, nu știu, îmi cer iertare că în lupta ei pentru mine a luat și ea. Nu știu, a luat ea sau i-am dat eu, dar s-a îmbolnăvit și ea puțin și ne-am tușit așa în duet împreună. Mulțumim Domnului că putem să fim cu dumneavoastră în această dimineață. Și toți care v-a atins vreun virus, Dumnezeu să vă vindece. Folosiți și medicamente. Că vă vindecați, spune oamenii, în vreo 7 zile, dar fără ele, într-o săptămână. Folosiți, eu nu zic să nu folosiți, dar vindecările numai Dumnezeu le aduce. Să știți, din orice boală am fi, astăzi când a cântat Vasile cu echipa lui despre un val, cheamă un alt val. Parcă nu-i destul. Parcă n-a fost destul chimioterapie. Nopți nedormite, operații, vreo 10 ore. Și altele care nici nu o să le știe lumea, o să știe doar soția mea și copiii. Mai veni și asta. Și cine știe câte vor mai veni? Ne vom gândi astăzi și la asta. La de ce ne încearcă Dumnezeu. Va fi unul din punctele care aș vrea puțin să le exploatăm. Sigur, ținând cont și de prietenul meu, Daniel Mogoș, părinții noștri, el s-a născut în orașul de unde eu vin, părinții noștri au fost prieteni de tineri, au slujit împreună. Nu m-am gândit că o să slujim și noi împreună. E un har de la Dumnezeu. A avut un tată special el și eu zic un tată special. Sunt peste 40 de ani de când tăticul lui mă punea la predică. Și l-am întrebat acum afară, tu îți mai aduci aminte? Perfect, știu. Mi-ar fi plăcut să seamăn cu tine. Eu nu știu, eu cred că ești mai special astăzi și-a adus și acordeonul. Cum n-aș vrea și eu să umblu pe ala, da? O creștem iubirea în sol minor. Domnul să binecuvinteze și pe Aura și Ciani, familia Mogoș. Cum... Nu mi-aș fi dorit eu ceva de la Avram. Dacă ar fi să... Aici, Biblia este plină de Avram. De la Genesa și până la sfârșitul Bibliei. Mereu Avram. Nu-i dă pace nici la Apostolul Pavel, nici la Iacov. Toți, inclusiv Mântuitorul, vorbește despre Avram. Un om așa de special... A ajuns până la înălțimea aceea să fie prieten cu Dumnezeu. Să fii prieten cu oameni speciali, integri, oameni bine văzuți, faini. Să fii prieten cu ăla. Și câteodată ai trecere din cauza celor cu care spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Dar să fii prieten cu Dumnezeu. Amin. Un lucru special, nu? E gelos cineva pe asta, merge în mintea ta ce ar trebui să faci să te împrietenești cu Dumnezeu. Nu cred că este mai înălțător nimic pentru un pământean decât să spună că e prieten cu Dumnezeu. Unul din prietenii lui Iov, văzând în mare suferință, i-a ținut o cuvântare și printre altele i-a spus: împrietenește-te cu Dumnezeu, Iov, și vei avea pace. Am citit pe Avram și mult despre el, nu destul. Și zilele acestea am meditat la cuvântul Domnului și m-am gândit ce aș putea să-mi trebuiască mie de la Avram.
Ce a avut el special? Că a avut multe lucruri, a fost bogat, zice Biblia. Era frate cu Nahor și cu Haran. Erau trei băieți copiii lui Terah. Terah s-a fost dincolo de Iordan, slujea altor dumnezei, nu Dumnezeului lui Avram. Haran a murit tânăr și a rămas Lot. A murit în fața tatălui său, Terah. A rămas Lot ăsta, nepotul lui Avram, s-a împrietenit cu Avram și s-a legat de unchiul lui mult. Așa când pleacă Avram, Lot zice, Avram, unchiule, vreau să merg cu tine. A lăsat pe bunicul, pe ceilalți și a plecat cu Avram. Trebuie că a avut ceva Avram ăsta, că și Lot, nepotul, s-a legat de el și a adunat lucrurile lui, familia, bogăția lui și a plecat nicăieri, că a plecat Avram fără să știe unde se duce. Gândul meu e să vorbesc astăzi și ce aș fi ales de la Avram ar fi fost credința aia care a socotit-o Dumnezeu neprihănire, fără păcat. Să ai o credință care te duce la un statut fără păcat. Vrea cineva din asta? Că oameni buni, fără ea suntem pierduți pe veci. Dacă nu avem din asta, suntem pierduți pe veci. Nimeni nu va fi mântuit prin faptele lui. Nimeni n-a putut fi destul de bun să-și plătească păcatele. A trebuit Dumnezeu din cer să-și dea copilul lui să moară pentru păcatele noastre. Și ca să fim mântuiți, trebuie să avem o credință în Dumnezeu așa de interesantă încât Dumnezeu să zică ești neprihănit prin credința asta, fără păcate. Amin. Din aia ne-ar trebui, de la Avram. Ce a făcut Avram ăsta că a avut din asta? Asta e primul lucru care aș vrea să-l... Ne gândim puțin la el, cum putem să primim această credință și să fie dovedită credința asta care e socotită neprihănire. Eu n-am venit să bat pe nimeni, nici nu pot modifica pe nimeni. Ce pot eu să fac în slăbiciunea și în ceea ce pot să fac e să predic Evanghelia corect. Și restul poate să facă Duhul Sfânt și Dumnezeu. Amin. Să modifice caractere, să schimbe oameni. Asta e problema lui Dumnezeu. Nu predicatorii mântuiesc oamenii. Duhul Sfânt face conștient pe om că e păcătos și aduce jertfa lui Hristos acolo și tu trebuie să o alegi. Fie minunea asta să se mai întâmple între noi. Sunt în lumea asta și e greu. Nu e ușor să ai această credință care e socotită neprihănire în jur atâtor credințe din vremea asta. Cu amendamente vin oamenii și își fac tot felul de suporturi, că primești mântuirea, nu mai pierzi niciodată și se grupează în ea, în tot felul de credință, oameni și își fac cumva o evanghelie. Și foarte greu să vii tu, Avram, cu credința ta. Este foarte diferită de celelalte credințe. Foarte diferită. Nu știu dacă o avem și dacă ne trebuie cu adevărat ce a făcut Avram ăsta. Că parcă își bate joc Dumnezeu de el, îl ia și îl duce, nici nu-i spune unde să meargă. Te-ai duce? Să pleci și să nu spună unde ai de mers? Ce descoperire e asta? Să duce în Canaan și e foamete acolo. Dumnezeu l-a dus la foamete.
Se duce în Egipt și ia faraonul în nevasta. Asta face Dumnezeu. Și asta e credinciosul. Așa credință? Să continui să mai ai credință, Avraam a continuat. Extraordinar. Să creadă ce a zis Dumnezeu. Există o credință astăzi, aș vrea să vă spun, că e foarte periculoasă. Și lângă ea e foarte greu să avem credința despre care voi vorbi eu astăzi. O credință declarativă, care e la nivel de declarație. Sunt credincios! România spune că e peste 90%. Dacă îi întrebi, îți spune că sunt credincioși. Ortodox înseamnă bun, credincios. Și toți sunt credincioși. Oare o au pe asta lui Avraam? Credința declarativă. Declarăm! Poruncim! Nu. Nu trebuie să declari nimic. Trebuie să trăiești credința. Ea se susține singură. Avraam a tăcut, dar a demonstrat și l-a iubit Dumnezeu, s-a împrietenit cu el. Facem câțiva pași, deci să nu ne oprim la declarații, să mergem la a trăi credința adevărată. De-aia povestim despre Iuda, credința care nu se modifică, adevărată. Thank you, Giuliano, că vreau să-ți răspund când Mântuitorul, nonsens ar fi să zic că va găsi Fiul omului credință pe pământ, dacă ar fi credință. Nu va fi, de asta a zis Mântuitorul. Citiți Matei 24 și alte evenimente de la final. Vor fi biserici, dar nu va fi credință. Ne mai gândim la lucrurile alea. Acum aș vrea să vă spun credința declarativă, numai la nivel de cuvânt și de demonstrații că noi credem, este o credință moartă. Scrie în Biblie. Tot așa, Iacov, capitolul 2, versetul 17, ca să vedeți că nu vorbesc de la mine, tot așa, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însuși. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. E cineva împotrivă la cuvântul lui Dumnezeu? E adevărat cuvântul lui Dumnezeu? E cartea asta cuvântul lui Dumnezeu? Sunt vorbele lui? Poate cineva să le calce în picioare? Da, poate să le calce. Dar nu să le modifice niciodată. Le poți sfida și poți să-ți bați joc. Spune Biblia asta. Deci nu ne trebuie o credință altfel. Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 20 și 21. Ci scrie bătrânul apostol Pavel, prietenul lui, Timotei, păzește-te, păzește ce ți-am încredințat, ferește-te de flăcăriile lumești. Sunt din astea. Și de împotrivirile științei, pe nedrept spuse știință, că nu este știință, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit. Ce s-a întâmplat? Au fost cândva la credință și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi, Timotei, aveți grijă, că ăștia au luat o rasnă. Cu știință, cu tot felul de explicații, firul de păr crepat în patru. Noi avem nevoie de o credință care să fie socotită neprihănire. Și credința aceasta nu putem inventa noi. Ea vine. Credința aceasta mântuitoare, credința care e socotită neprihănire, vine de undeva. Vine, zice Biblia, prin auzirea cuvântului vine, nu prin citire. Că atâția citesc, sau alții nici nu știu să citească, n-ar putea avea credință în veci.
Credința asta adevărată vine. Vine de la cineva. Vine de la Dumnezeu. Amen, amen. Când îl auzi pe Dumnezeu. Yes. Nu să citești despre El. Să citești singur, ai citit vreodată singur, în dormitor plângând și l-ai auzit pe Dumnezeu citind? Că dacă nu, citești ca o lectură. Am citit Biblia, unde au zis, de 10 ori și n-a rămas să pupă nimic în ea. Știe versete, unii știu, capitolizează pe de rost. Și nu l-a auzit pe Dumnezeu să se lase de bârfă, de... nu l-a auzit, nu se teme de nimic. Dar a citit. Credința vine auzindu-L pe Dumnezeu. Așa a fost cu Avram. În timp ce tata era cu Dumnezeii lui, Terah, și ceilalți, Avram avea vreo 70 de ani când s-a căsătorit mai târziu. Și Terah a avut vreo 200 și ceva de ani a trăit. Haran a murit la 100 și câțiva ani în față la tata lui. Au trăit mai mult atunci. La vreo 70 de ani, Sara a fost stearbă, n-a avut copii, s-a căsătorit Avram și Dumnezeu a pus ochii pe el. Și într-o zi, știu eu la ce adunare, s-a dus la el. Și Avram a auzit pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat asta vreodată? Știu eu, într-o cântare, într-o rugăciune, în ceva, într-o vorbă cuiva, citind în Biblie, să-L auzi pe Dumnezeu, într-o descoperire, într-un vis, să te ridici, să tu mami, sau la soție, știi ceva? În noaptea asta eu L-am auzit pe Dumnezeu. Mi-a vorbit tainele sufletului meu. Mai vorbește Dumnezeu și astăzi. Samuel, copilul din templu, s-a dus la ele și a zis, tu ai vorbit cu mine? N-am vorbit eu. S-a dus din nou, ai vorbit cu mine? Nu! Și a înțeles bătrânul Eli că Dumnezeu îl cheamă pe copil. Și a zis, dacă mai auzi vreodată vocea asta, să zici, vorbește, căci robul tău ascultă. Ți-a vorbit vreodată Dumnezeu? Ai șanse mari să crezi, să ai o credință mântuitoare. Credința vine să-L auzi pe Dumnezeu. Avram! Avrame! Ia-ți tot ce ai și părăsește țara, casa părinților tăi, neamurile tale, te scot afară de aici și pleacă! Vino unde-ți voi arăta eu! Unde? Nu i-a spus. Și Avram și-a luat măgarii, că nu erau alte mijloace de transport, și parcă-l văd cum își împătura corturile. Că asta era casa lor. Locuiau în corturi. Cu Sara, grijulie, să aibă unde o să doarmă, mâncare, animalele. Îl întrebau vecinii, unde mergi, Avram? Dumnezeu mi-a spus să mă duc, dar nu știu precis unde, dar plec, că mi-a zis Dumnezeu. Extraordinar. Și Lot, zice, Avram, unchiul, da, unde ne ducem? Tu ai o adresă unde mergem? Ți-a spus, nu știu, am mers fără să știe unde. Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu, să te încrezi în El pe cuvânt. Mă duc la Tatăl, vă pregătesc un loc. După ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Mă voi întoarce să vă iau cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Știți unde mă duc, nu? Știți și calea, să veniți și voi. Toma era deja încântat de ce a spus Mântuitorul. Și zice, ce mult aș vrea
Mă place să mă duc unde merge el. Auzi, nu știm unde te duci și nu știm calea într-acolo. Adică n-avem încredere în cuvintele tale. Nu știm nimic. Păi ce trebuie să mai știi, frate? Ce trebuie să mai știi dacă știe tata? Păi copilul se duce după el când e mic. N-are nimic de întrebat. Zâmbind, zbânguind, ținându-se de mână. Unde merge? Mă duc cu tata. Dar unde merge? Nu știu, dar tata merge bine. Tata n-a mai zis niciodată unde e rău. Păi ce-a făcut Iisus rău? Cu ce i-a pus la îndoială? Că le-a spus, aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Nu-i destul să zică Dumnezeu vorbele astea? Bravo, Apostol Pavel! Și-a spus, dacă mi se desface cortul ăsta, haina asta, avem la Dumnezeu ce ai văzut-o, n-am văzut-o, dar e al nostru tot ce n-am văzut, tot ce a zis Dumnezeu că e al nostru, frați și surori, e al nostru, sunt ale noastre, nu le-am văzut, mergem spre casă, spre o clădire făcută de Dumnezeu. Asta înseamnă credința adevărată, mântuitoare. Avram nu s-a îndoit deloc, și-a făcut bagajul, așa spune, nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin credință, ci s-a întărit și a dat slavă lui Dumnezeu și s-a dus unde nici nu știa și versetul spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 4, versetul 20 la 22, că pentru că el s-a încrezut în Dumnezeu, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu. Știți, când vorbesc de Avram, e vorba de tine. Asta aș vrea să observi. Avram e bine, ne așteaptă să servim o masă la el, împreună cu Avram, Isaac și Iacob, mergem la masă, lăsați-l în pace. E vorba de tine, nu s-a îndoit. Ce zici, frate? De făgăduințele lui Dumnezeu, prin credință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, pune mai departe, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să împlinească. Amin? Amin. E capabil Dumnezeu să facă tot ce a zis? Atunci, de ce ești un plimbăreț și nu te încrezi? De ce te legi de pământ? De aceea, ăsta a fost motivul. Pentru că s-a încrezut total și a mers, încă nici nu știa unde merge. Și a venit foametea și au venit încercările, un punct despre care m-aș gândi să vorbesc ceva. De aceea, frate, i-a fost socotită neprihănire credința, că nu s-a întoit, ci s-a bazat pe ce a promis Dumnezeu. Dacă tu te bazezi pe ce a zis Dumnezeu și te umpli de Evanghelie și crezi în ea și o trăiești, fii sigur că ți-ai asigurat loc pe tronul de har al lui Dumnezeu. Ia, zboară timpul. Auzire, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să asculți. Avram s-a sculat și a plecat. Acțiune. A plecat fără să știe unde se duce. Avram a ascultat pe Dumnezeu. Am zis de auzire. Într-o zi, Saul din seminția lui Beniamin din Tars, un om foarte pregătit și echipat, se ducea la Damasc să lege pe creștini, chiar și copii și bătrâni, cătușele pe ei, și se arunce în temniță, căci credeau în Hristos. S-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul spre Damasc. A strălucit o lumină puternică și i-a orbit ochii, că jos de pe cal, și a auzit.
Avram n-ar fi, Saul n-ar fi crezut. Nu l-a putut convinge nimeni. Și credința asta, cum am zis, declarativă, e ce am auzit, ce ne-au. A auzit un glas. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Am dat într-un dialog cu cineva pe care îl prigonea. Luptam împotriva lui. Prin faptele tale, prin acțiunile noastre, noi luptăm. Păcatul e o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Noi ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu când îi călcăm principiile în picioare. E o revoltă. Și Domnul l-a iubit ca și pe noi. Și într-o zi, adunarea lui a fost într-un câmp undeva, printr-o lumină, adunarea noastră aici. Și a auzit un glas, Saule. Și atunci, ce a făcut Saul rapid? A început să se... Nu, a spus, cine ești tu, că ești așa de puternic și așa strălucești de tare? Eu sunt Iisus! A vrut să știe cu cine vorbește, deci a cui glas. Oamenii n-au auzit glasul care erau lângă el, soldații lui. Numai el a auzit glasul. Deci, când eu predic astăzi, n-aud toți. De ce credeți că zice Duhul Sfânt în Apocalipsa? Cine are urechi, ce n-au toți urechi? Cine are urechi să asculte ce zice bisericii Duhul Sfânt? Toți suntem aici. Cum, frate, n-am urechi? Îți intră pe aici, este dincolo, nu ți-a modificat nimic, tu n-ai auzit nimic. Dar sunt aici oameni, sunt tineri care te așteaptă la ușă și zice, frate, Dumnezeu mi-a vorbit mie astăzi. Ce diferit. Yes. Între copila aia și celelalți fruturați care abia așteaptă să meargă la alte pare și alte distracții. Și să te aștepte un copil să zică, frate, sau o soră bătrână și un frate care își așteaptă curând finalul să zică, frate, mulțumesc Domnului că ai venit la biserică. Dumnezeu m-a încurajat astăzi. L-a auzit, nu pe predicator, pe Dumnezeu. Credeți că Domnul e aici, la biserică? Să se facă Dumnezeu auzit de fiecare din noi și ce ne lipsește să remodeleze biserica Lui, să ne desăvârșească pentru întâlnirea glorioasă cu El. Saul a auzit o voce și a ascultat. Asta e credința adevărată. A ascultat și a zis, ce vrei să fac? În momentul ăsta mă pocăiesc. Amin? Cât timp i-a vorbit Dumnezeu la Saul? Așa rapid s-a pocăit ăsta. Titanul ăsta rău și plin de venin, care făcea atâta rău. Extraordinar. Ca și cum astăzi a zis un prăpădit de om, cu tot felul de năravuri și uri în el și nepocăință și păcate, deodată ar zice astăzi, Doamne Iisuse, ce vrei să fac? S-ar putea minunea asta și astăzi? Mă schimb acum. Și Domnul a spus, ridică-te și du-te așa de mână cu ăștia la bătrânul Anania, la bătrân. Și o să spună el, predicatorul ăla din Damasc, că la se temea să meargă la Pavel. Mă opresc aici, de asta el scrie așa cu patos în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7, scrie așa duios și cu patos și pleacă, așa mi-e de drag de el când scrie aici. Uitați-vă, apostolul ăla cu două cetățenii, cu mare om în prezidiu în Sinedrul lui Israel, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri. Nu vrei să-ți scrii și tu poezia asta? Le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, că Hristos dărâmă totul în noi, lucrurile pământești. Mai pune, te rog, bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Ce înseamnă pentru tine că-L cunoști pe Hristos?
Înseamnă mai mult decât tot ce ai tu și averile tale și tot ce e în jurul tău. E Hristos mai presus. Pentru prețul cunoașterii lui Hristos, pentru mine de la El în jos, toate zgunoaie. Ah, pentru El am pierdut toate. Le socotesc un gunoi ca să câștig pe Hristos, schimb, să renunț, să schimb valorile tale într-adevărata valoare care este Hristos, cunoașterea Lui. Să fiu găsit când vine El, nu având o neprihănire a mea că n-am nicio șansă pe care mi-o dă legea, deși era un fariseu fanatic, avea fapte bune. Aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, mă abonez eu, amin? Aleluia. Mai mergem la un verset, îmi place și ăsta, este extraordinar. Ca să-L cunosc, îl cunoștea, dar să-L cunosc mai mult. Să mă antrenez în cunoașterea Lui, să mai vorbesc cu El ziua și noaptea, să mai fac ceva pentru El, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Știi ce mai vreau? Să mă fac părtaș la suferințele Lui. Ziceți amen și la asta? Vă dați seama ce poate dori o persoană de aici? Ăsta are neprihănirea aia prin credință, care dorește să fie părtaș al suferințelor lui Hristos. Ba mai scrie acolo, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Știi cum a murit Hristos? Știi de ce a murit Hristos? Și să mai fie oameni aici în biserica asta să dorească să fie părtași la suferințele Lui, la batjocurile care le-a făcut oamenii la Hristos și să facă asemenea cu moartea Lui. Și dacă se poate, spune El, să ajung cu orice preț. Ținta Lui era că dacă eu să mor pe tarlaua asta, ostenind cu lengător de spice cărut în urma tuturor, să ajung când va suna goarna la învierea morților, să-L salut regele, să fiu cu El. Ce zici? Eu nu o să-mi pot ține punctele, mai am numai două. Unul este să... De ce ne trece Dumnezeu până încercare, dacă ai credință de asta și ești pocăit cu adevărat? Și al treilea era să vedem sfârșitul acestor oameni de care lumea nu-i vrednică, care au fost bătuți, băgați în temnițe, aruncați la fiare, cântau pe arenele romane tineri, fete și băieți, și au slobozit fiarele, leii, flămânzi și sfâșiau. Dar ei cântau, pentru că aveau credința aceea adevărată. A avea credință, a trăi prin credință, că citim în Evrei, capitolul 10, versetul 38, căci credincioșii adevărați trăiesc. Nu se sperie niciodată. Uitați-vă la ei. Uitați-vă la ei, ce scrie acolo și uită-te la tine. Și nu te mai speria. Nu te speria de epidemia care o fac ăștia neprubete să ne oșpreze din nou. Nici de ce președinte vine. Cel nebrianit va trăi. Nu va muri! Va cânta mereu! Cel neprihănit e ca terebinții, totdeauna verde! Cel neprihănit, credeți voi Evanghelia, va trăi prin credință! Dacă sufletul lui dă înapoi, nu are relație Dumnezeu cu el.
Dar noi nu suntem din aia care să dăm înapoi. Iubiți frați și surori, stimați tineri, noi vom trăi! Și vom trăi pentru că trăiește Regele nostru! Hristos trăiește, e viu! Și toți cei ce se încred în El vor trăi. Prin credință. A trăi prin credință înseamnă a te gândi ziua și noaptea la lucrurile de sus. Ziceți amin? Să-l găsești pe frate și mereu întâlnire tare cu el, ăsta e un fanatic. Iar vorbește de cer, de evanghelie, cu el n-ai vreme să glumești, să vorbești glume, să te distrezi deloc. Gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos stă de-a dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la alea. Adevăratul credincios e desprins de șmecheriile lumii. S-a deslipit și de toate averile. Acum, Dumnezeu i-a promis lui Avram Cananul, da? Vezi ce nu zic eu să zici tu la urmă? Că rămâne așa de mult. Că dacă mai pune Dan 10 predicatori, tot mai este. I-a promis Sara Canan. L-a scos de dincolo de Iordan și l-a dus să fie mai bine. Și nu i s-a împlinit nimic. Știți ce a mai povestit Dumnezeu cu Avram când se întâlnea, că mereu s-au întâlnit? Deduc eu că i-a povestit ceva despre cer. I-a povestit ceva de o patrie cerească. Așa, Avrame, eu, a zis Dumnezeu, am făcut o cetate specială. O mare cetate. Dar nu e din lumea asta. E din altă lume, o patrie cerească și l-a amețit, să zic așa, pe ăsta, de nu i-a mai trebuit nimica din lumea asta. La un moment dat și-a îndoctrinat și copii. L-a culcat pe Isaac și cu Rebecca în... i-a oferit camera lui Sara. Și când s-a căsătorit la Isaac, i-a dat camera, adică cortul unde stătea mama lor și... asta a avut. Și dormeau în nisip, în corturi. Măcar să-i fi făcut lui Isaac casă. Nici ăsta nu i-a făcut. L-a îndoctrinat și pe Iacob, pe nepotul. Și stai și tu în corturi. Și așa au stat o viață întreagă. Pentru că ei ieșeau afară noaptea și se uitau spre alte zări. Și a zis, Avrame, numără stelele, păi nu le pot. Priveau de departe o altă lume. E aici pocăitul ăla? Nu contează vârsta ta. Ne uimesc tinerii. Câteodată vin și copii, mai vorbesc mult cu Ben și îmi spune lucruri care mă cutremură. Ce, tu te gândești la astea? Ticu, mai este o lume. Mai este o cetate care a făcut-o Dumnezeu și are temelii puternice. Și visătorii ăștia s-au desprins de lume și de tot ce avea Cananul și a spus, nu ne mai interesează, ne interesează veșnicia, clădirile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-i rușine să se numească și a zis, sunt Dumnezeu acestor oameni. Amin. Este Dumnezeu, Dumnezeu tău? Amin. Dacă te gândești la astea, da. A, timpul s-a dus, timpul meu s-a dus. Și aș fi vrut să zic măcar ceva despre încercarea credinței lui Avram, că după ce toate astea au fost și a vorbit cu Dumnezeu și a fost sigur, într-o zi a zis, Avrame, acum trebuie să-ți încerc credința. Păi de ce, Doamne? Păi n-am ieșit eu afară, cum ai zis tu? Păi da. Păi nu am renunțat eu la toate și am dormit în cort ziua și noaptea, noaptea frig, cum e acolo, și ziua prea cald. N-am fost eu să-mi ia nevasta faraon. N-am răbdat foame și frig. Ia-ți copilul care ți-e așa de drag. Du-l pe muntele Moria, unde eu îți voi arăta junghie acolo și adu-l jerfă, îți zic eu să faci aia. Și bătrânul nu s-a văicărit deloc.
șapte măgar, merinde, plecăm la Muntele Moria, luați lemne, foc, luați cuțitul, trebuie să aducem o jertfă pe Muntele Moria, a zis Dumnezeu și a plecat la drum. De ce, Doamne, ne treci prin încercări? Te poate judeca lumea cum vrea. De ce îmi dai cancer? 40 de ani ți-am slujit, n-am făcut rău la nimeni, nu mă simt murdar pe mâini. L-am spus la Ben plângând, bă, ticule, de ce m-am bajocorit lumea atâta? N-am făcut niciun rău la nimeni. Sunt ani de zile, am slujit pe Dumnezeu. Ce se întâmplă? Adun copilul tău, cei mai scump. Anii tăi, ne-am jertfit anii fără să fac avere, nu? Ai slujit pe Dumnezeu, ți-ai dat banii. Mai dai încercări? Și Avrame, ia-ți copilul și adu-l jertfă. Și Avram n-a comentat. L-a luat și l-a dus pe munte. De ce mi-ai soțul, Doamne, să rămân singur să cresc copiii? Și de ce, a zis Iov, de ce mă chinui? De ce mă omor și nu-mi spui de ce am ajutat orfani, săraci? Tu știi aia! Mă bajocoresc prietenii mei, tu știi, Doamne! Dumnezeu avea, îl învinuia, se bătea cu diavolul, care a zis, tu ai grijă de Iov, îi dai de toate, de-aia te slujește. Că nu e adevărat. Iov crede în mine. Iov e neprihănit, de-aia mă slujește. Că nu. Și bietul Iov rămâne fără 10 copii, fără avere, sărac și beteag și se scârpinea cu un ciob. Mai rău ca mine de cancer. Și tot îl întreabă pe Dumnezeu. Și a zis, ce ai tu să mă întrebi? Ai fost acolo, ai cântărit vântul. Știi tu de unde iese fulgerul și toate lucrurile? Unde ai fost tu atunci? Ce-mi pui tu mie întrebări? Și pare rău la Iov și spune, mă pocăiesc în țărână și ce nu, și am vorbit ca un om nebun. Am vorbit că am auzit de tine, de acum ochii mei te-au văzut și mă pocăiesc. Cu Iov, Dumnezeu l-a încercat să-și arate gloria, că e suveran. Trei tine, trei copii avansați în funcție. Când regele Babilonului i-a băgat în cuptor pentru credința lor. Credința te bagă în cuptor, credința te aruncă în groapa cu lei. Dar tot credința te poate scoate afară și chiar dacă nu ne scapă, tot nu ne închinăm, rămânem credincioși Dumnezeului cu care ne-am împrietenit. Amen? Ce-a câștigat Dumnezeu că i-a băgat pe ăștia în cuptor? Dacă citiți la Daniel, la capitolul 3, la 28, versetul și 29, este o minunăție, e ceva care așa de mult îți liniștește sufletul. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii lui, care s-au încrezut și a călcat în picioare porunca împăraților de astăzi și legile lor și a avut mai degrabă, s-au dat trupurile, a vrut să slujească și să se închine altor Dumnezei, n-au vrut aia, numai Dumnezeului lor. Iată acum, iată de ce ne bagă Dumnezeu, e una din variante. Ne bagă ca să se poată zice orice om, orice popor, orice neam sau limbă ar fi care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-o mormânt de murdării. Că nu este niciun Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Mulțumim Domnului pentru încercări. Câteodată sunt pentru strălucirea noastră. Sunt mai de preț decât aurul curat. Lucrează valori în noi. Câteodată sunt pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Câteodată sunt pentru desăvârșirea, disciplinarea noastră. Și Dumnezeu să fie glorificat pentru toate.
Ne întâlnim altă dată să ne mai gândim la cum sfârșesc oamenii lui Dumnezeu și despre încercări. Dar până atunci, doresc din toată inima Dumnezeu să ne dea credința aceea care este socotită neprihănire. Suntem morți, pierduți pe veci dacă nu avem. S-o pună Domnul, s-o transferăm în viața copiilor noștri și să trăim pentru cer. Să ne deslipim de lumea asta, să vrem mai mult ce este al nostru, care ne-a promis și încă nu ne-a dat. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.